Ce dracu s-a întâmplat cu ăsta? E, nu, nu vrea să vă asculte. Bă, aleagă, ți-ați că-i dau o repornire aici. Dar vă dau numărul, vă dau numărul meu de telefon, dacă îl notați. Stați, oleacă, că m-am enervat. Da. Nu mă oleacă, mă rog frumos, ca să-l deschidă. Că eu am cumpărat un laptop din ăsta deștept, Lenovo din ăsta, și îmi face figur ca și la jaful celălalt. Ah. Hai, hai cu tata. De ce vreau să vă spun, la Palota acolo este un băiat Nemeș, Ovidiu Nemeș. El se ocupă de unelte de pescuit. Și aici și la un atelier s-au făcut mult stupco din ăștia laianți pe 12 rame, pe 22 de rame, care iar acolo la Palota. Cum ești din Oradea, pe dreapta, știți? Știu eu, știu unde e Palota, știi. Și pe el îl știam de acolo și că i-a venit, i-a plăcut stupii ăștia la Ians și s-a făcut apicultor. În primul an o vorbi la mine cu telefonul pentru 20 de milioane de lei, știți? Da? În anul următor o făcut așa, mai scăzut o leacă. Și după câțiva ani ce se întâmplă? Ce nu merge? Știi ce se întâmplă? Îmi apare ceva deasupra. O treabă suprapusă pe întâi. Hai că încerc eu să vă dau. Cum sunteți pe Facebook? Mircea și mai cum? Nicolaescu. Mircea și? Nicolaescu. Nicolaescu. Mircea Nicolaescu, fotografii. Mi l-a făcut imediat aici. Mircea Nicolaescu. Scris ceva acolo, poate mișcă astea. Pensionar, Universitatea Ecuza Iași. Stați că-s mai mulți aici. Păi nu eu sunt și mai este Mircea Nicolaescu. Mircea tot eu, dar nu m-am dus în ala. Din Piatra Neamț? Da, da, din Piatra Neamț sunt. Păi domnule, eu sunt din Buhuș. Alo, da? Câți evrei are Buhușul? 15.000. Bă, nu, dar mai are, numai 15. Și zic ce unul, încă o dată, eu scriam Buhuș acum ca prostul. Eu v-am trimis cererea. No, hai că o trimit și pe asta la altă, pe amândouă. Nu, pe aia l-am nu o trimit, zis pe Nicolaescu, Mircea, că nu. Dar ceva o agață, ceva nu e în regulă aici. Da. Domnul Mircea, eu sunt născut în Buhuș, ce părere aveți? Hai că să spun într-o zi, iar vineam de la Bacău și erau doi cetățeni în fața etichetei Buhuș, și se pozau, deschid geamul și spun, șalom, șalom, șalom. Da. Au fost foarte mulți, au fost și au plecat și au pierdut orașul din cauza asta. Eu așa zic, au pierdut. E păcat, nu? Poate, domnul, Povana? Povana, cu C de la Constantin. Constantin, Oprea, Valentin, Ana, Nicolae, Nicolae, Ana, dacă vă ajut așa. Covana. Dar aici apare Covana Constantin.
Da, asta e. Asta e, perfect. Sanscrit în apicultura inspirată de Dan Margarit. Eu vă Da. pun în prima fază, vă pun încălzirea electrică și după Da. aia, când doriți, vă pun orice vreți. Bine. Acum, unde locuiți noastră? În Piatra Neamț sau în Bârlad? Nu, în Piatra Neamț stau. Că eu De exact 6 luni duminică... am venit. Eu duminică pornesc spre Buhu și am acolo o problemă de rezolvat 3 zile. Și s-ar putea să ne vedem. Domnule, cu plăcere. Măcar așa să vă transmit respectul și admirația mea pentru ceea ce știți și ceea ce faceți. Deci eu v-am pus acum aici niște materiale cu electricul, ale unui ungur și al lui Herlea, să știți. Da. Dacă vă mai pun niște poze cu care mi l-a cerut un băiat de la cu, cum să vă spun eu, cu încălzirea asta electrică. Da. Herlea, unde mă să pe gheață sana, cu o dimensiune la Iansa. A, nu, e la Polen, stați așa. Colectoarele de polen ăsta care vi le pun eu sunt în sălaș făcute modelul. Asta e lângă noi. A? E aceea aproape de noi, vecinii noștri. Da, ei erau buni. Și aveți poze cu stupul ăsta la Ians, cu fundul se întoarce și pentru iarnă. Stai așa, nu, am greșit, stați un pic. Că dacă le pun pe toate, nu merge. Pe mare, o, tu-și gura în mate. Chiar dacă sunt mai multe și nu sunt utilele, mă treceți, dar aveți tot ce am eu în problema asta cu stupăritul, cu încălzirea și cu colectorul de pulen. Da. Mulțumesc. Dom'le, eu cred că v-am dat și colectorul ăsta de polen din toate pozițiile măsurate, știți? Da. Și că, deci, dar important e să vedeți cum e grila asta activă, că restul sunt scândurele și curițe de 2 mm ori 5 care se lipesc pe ambele părți și să faci o grilă prin care albina trece dintr-o parte în alta fără să obosească. Adică nu trece dintr-o parte în alta cocârjându-se cum e la colectoarele de polen la ăștia. Da. Bine, mă uit și mai ținem legătura. Mă sunați și lămurim, nicio problemă. Da. Unde găsesc numărul dumneavoastră? Păi, 0, da, unul din ele. Deci, 0758 0757 40 40 155. 155. Bine, l-am notat.
Și când e, mă sunați și vă lămuresc fără nicio problemă. Da, stați că ceva nu e în regulă. 0757 da? 40155. Lipsește ceva la mine. 155. 2 de 1. A, 401155. Așa da, bine. Bine, vă mulțumesc, domnul. Vă mulțumesc tare mult, domnul Mircea. Și vreți cu mineralele și cu toate astea, vă pun și documentația aia că să aveți tupărit ca lumea, că restul nu faceți nimic. Da. Da, cred că ne întâlnim noi doi foarte repede să ne întâlnim. Când ajung eu la Piatra Neamț, vă mai sun o dată. S-ar putea să fiu la Almaș, dar vă aștept acolo. Bine, bine, vă mulțumesc. Noapte bună, sănătate mult.